pero acá no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kila. Tranquila, dale, baby, dale, que tú no haces fila. Așa sună una dintre melodiile în vogă, pe care dansează petrecăreții până în zori. În viziunea celor trecuți de a doua tinerețe, muzica de astăzi este complet diferită față de ce se asculta acum 20 de ani. Nu se poate, tineretul de azi, mă uit și la nepoata mea, nu, mama aia, nu, ca să ce-mi trâncănești din, lasă-i fii la ei acolo. Dă-mi mie muzică românească, domnule, că aia este sfântă pentru poporul român. Și nu e bine că tinerii ascultă mai mult muzică străină. Nu, muzică străină, nu, niciun efect n-are, mă zgârie la ureche. Doamne, doina românească și câte, vă spun eu când aud un cântec extraordinar, fie popular, fie, eu plâng pur și simplu, atât de mult îl degust, așa că... Depinde fiecare, ascultă ce îi place, de exemplu eu, când eram tânăr, ascultam Abao Boniem, care erau prin anii 70 la modă. Dar actualmente se ascultă muzica asta cam și străină, e cam haotică, că e rap, e cu... Nu, eu am o părere proastă în general. Proastă, foarte proastă despre muzica de asta. Și n-ați văzut că au invadat pițipoancele televiziunile? Face o melodie la... plătește sau, mă rog, o melodie, pe calculator, pac, ea nu mai mimează. Asta e muzică? Nu? Păi, muzica frumoasă este live. Eu și iarna sunt pe val, yeah. N-aștept sezonul estival, yeah. Că eu și iarna sunt pe val, îți semnesc tot ce declar, în orice club. Astfel de melodii sunt apreciate de cei tineri, iar părinții și bunicii lor nu înțeleg de ce această muzică răsună în boxe. Sunt și gălățeni care spun că sunt conștienți că acestea sunt tendințele și că trebuie să le accepte. Faptul că am și eu nepoțică de 21 de ani, studente, și care îi place, eu îi spun, mami, dă mai încetul, că noi suntem la 70. Da, mamă, da, așa e acum. Și v-ați obișnuit și dumneavoastră? M-am obișnuit, îmi place, ce să fac? Trebuie să ne adaptăm, cum să vă spun, generații. Pentru că noi suntem pe ducă și ca să fim puțin iubiți, trebuie să acceptăm generațiile. Cele mai căzute în disgrație sunt manelele, care nu sunt deloc apreciate de gălățenii cu o cultură muzicală. Au trecere însă melodiile actuale cântate de artiști români consacrați. Manele au invadat totul. Eu nu prea am timp să stau la televizor ca să zic să ascult toată muzica care există, dar manele de astea nu-mi plac. Muzica ușoară, muzica populară, muzică bună. Părerile sunt împărțite. Chiar dacă radiourile difuzează ultimele apariții în domeniu, ascultătorii susțin că unele melodii sunt prea comerciale și nu se potrivesc cu gusturile lor. O astfel de piesă este cea mai cântată de Loredana pentru a promova stațiunea Mama Aia, melodie controversată, dar care cu siguranță va fi fredonată de majoritatea românilor la vară.